Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip și m-am gândit să discutăm puțin despre lucrurile pe care eu le investesc în mine acum și în viitorul apropiat. Care este planul meu, ce fac eu, cum investesc eu în mine și cumva despre această idee de a investi în propria persoană. Este foarte important să investim în propria persoană și când zic a investi, nu mă refer la a investi din punct de vedere financiar. Cumva, evident că are și o latură financiară, pentru că, de exemplu, dacă te duci la un curs, automat îl plătești. Și, mă rog, este această idee care nu este neapărat de parte de adevăr, cumva că nimic pe lumea aceasta nu este gratis, inclusiv aerul curat, plătești bani să ajungi până la munte. Așa că, într-adevăr, nu prea există ceva gratis cu adevărat pe lumea asta, dar înțelegeți ideea, nu intrăm atât de filozofic în discuție. Ideea este să investești în tine și este foarte important să ai grijă de tine, pentru că dacă tu nu ești bine, dacă tu nu te iubești, dacă tu nu investești în tine, în primul rând tu nu ai ce să oferi celor din jur. Și cred că este foarte important și cred că scopul nostru în general pe planetă este să oferim lucruri frumoase oamenilor din jur, să le oferim iubire, să le oferim o experiență plăcută în contact cu noi. Cumva ideea aceasta de a servi lumea. Și când zic a servi lumea, nu mă refer la ideea de a fi servitor și să faci de toate pentru oameni și așa mai departe, ci mă refer că dacă tu te duci într-un loc, să-l lași mai curat decât l-ai găsit. Dacă tu te întâlnești cu un om, să-l lași mai bine dispus decât l-ai găsit. Asta înseamnă a servi lumea din jurul tău, ci a da ceva și a lăsa o amprentă pozitivă în lumea din jurul tău. Și dacă tu nu investești în tine, nu prea ai cum să ajungi să lași acea amprentă pozitivă pentru că tu nu ești bine. Și acum, când discutăm de investiție în propria persoană, înseamnă? Da, înseamnă și exteriorul. Înseamnă și să ai grijă de corpul tău, să mănânci sănătos, să faci sport sau să faci mișcare. Uitați, o variantă gratis de mișcare este să mergi să te plimbi în parc sau să faci exerciții acasă cu exerciții de pe YouTube. Nu trebuie neapărat să-ți faci un abonament la sală dacă nu-ți permiți neapărat sau dacă nu vrei sau nu ai o sală lângă tine sau nu-ți permite timpul să te duci până la sală, să stai acolo, să te întorci și așa mai departe. Și eu am perioade în care nu mă duc la sală, dar fac altceva sau încerc să fac altceva. După care, o altă investiție exterioară, ca să zicem așa, cum spuneam, este să te îngrijești. Creme, păr, să-ți îngrijești părul, să-l coafezi, să ai grijă de el, să aplici tratamente și așa mai departe. Evident, corpul, exteriorul, creme de corp, tratamente corporale, mers la sală, sport, cum spuneam, mâncat sănătos. Da, toate aceste lucruri sunt investiții exterioare și investiții pe care le faci pentru aspectul tău fizic. Sunt lucruri pe care și eu le investesc în mine și fac aceste investiții, merg la tratamente, atât faciale cât și corporale, merg să fac sport sau fac sport, mă duc la salon din când în când și îmi nuanțez părul, să-i dau un luciu și o nuanță frumoasă, acasă am grijă, îl spăl, îl coafez, am grijă să nu îl ard prea tare cu, nu știu, placă, am grijă ce placă folosesc, ce uscător de păr folosesc și așa mai departe, îl tund periodic, sunt atentă la ce mănânc, adică da, și eu fac o investiție în exterior și niciodată nu cred că am susținut că exteriorul nu contează. Contează, în primul rând contează că te simți tu bine, că te simți tu frumoasă, că te simți tu sexy, că te simți tu feminină și da, toate lucrurile astea chiar contează. Contează pentru tine și să fim serioși, adică nu vreau să fim cinici. Contează și pentru ceilalți, că și ție îți place să vezi un om frumos. Într-adevăr, nu consider și nu cred în standarde de frumusețe, nu suport standardele de frumusețe, cred în gusturi și că în faptul că fiecare om are diferite gusturi, dar în niciun caz nu cred că toată lumea trebuie să fie slabă sau toată lumea trebuie să aibă un număr de kilograme. Și eu, în ultima perioadă, am investit foarte mult în aspectul meu fizic pentru că mi se pare că o bună perioadă de timp oarecum l-am neglijat și am simțit nevoia pentru echilibrul meu că vreau să fac acest lucru. Dar nu am un cel la modul de un anume număr de kilograme, nu am un țel de genul, cum spuneam, să intru într-un standard de frumusețe, să fiu un anume tipar, pentru că nu am cum să fiu un anume tipar, pentru că fiecare persoană are o conformație diferită a corpului și nu suntem toate la fel, nici bărbații nu sunt toți la fel, așa că nu avem cum să ne încadrăm în ceva.
O altă investiție pe care o faci în tine din punct de vedere exterior sunt evident hainele tale. Și cred că este important să ne îmbrăcăm decent, să ne îmbrăcăm în haine care ne fac să ne simțim bine, în haine care ne scot în evidență anume atur și care, în primul rând, te fac să te simți tu bine ca femeie. Poate să fie tocuri, poate să fie pantofi sport, poate să fie fustă scurtă, fustă lungă, maletă, nu contează, important este să te simți bine. Din nou, nu cred în vulgaritate și nu cred că prin haine ar trebui să fim vulgare sau să avem această chestie de a atrage cumva într-un mod poate neadecvat privirile celor din jur sau, eu știu, sexul opus. Nu cred în chestia asta, cred în a te simți feminină, cred în a fi feminină, cred în a fi sexy, dar cumva mai mult sexy o atitudine, chiar dacă sună clișeic, dar așa este. Și cred foarte mult în eleganță și în feminitate și în, nu știu, acea finețe pe care trebuie să o aibă o femeie și sper din tot sufletul ca să ne atingem, ca să zic așa, această finețe toate femeile și să lăsăm cumva vulgaritatea deoparte. Nu am nimic cu cine vrea să fie vulgar, până la urmă este treaba lui sau a ei, doar că eu nu cred în ea și nu o susțin atâta tot. În rest, go ahead, treaba voastră. Nu zic neapărat a voastră, înțelegeți ce vreau să zic. Astea sunt investiții în care și, adică și investiții pe care și eu le fac și în prezent și clar și în viitorul apropiat. Mie personal îmi place să cumpăr foarte mult haine de la SH și în curând o să vină și un shopping haul cu ce mi-am mai cumpărat în ultima perioadă. Cred foarte mult în sustenabilitate, de exemplu 80%, aș spune eu, cam așa, 70-80% din garderoba mea este de la SH sau vintage shop-uri, inclusiv lucruri în casă, nu știu, gen veselă, pahare, tot felul de decorațiuni și așa mai departe sunt de la SH, lucruri pe care pot să le cumpăr orice, nu știu, buți de snowboard. Dacă se poate să cumpăr SH, eu o să cumpăr SH, în primul rând pentru că dacă acel lucru încă este bun de folosit și cineva pur și simplu vrea să-l schimbe, pot să-l folosesc eu în continuare ca să nu fie un waste. Nu e o chestie, nu mai vorbim de faptul că faci economie de bani, sincer. De foarte multe ori faci economie de bani. Clar sunt lucruri pe care le cumpăr noi, fie că așa se nimerește, că nu găsesc la SH ce am nevoie în acel moment, fie pentru că așa cred, da, inclusiv, adică, de exemplu, sunt unele electronice pe care le cumpăr noi, pentru că am nevoie sau îmi doresc sau vreau ultimul model din acea, nu știu, dronă sau telefon sau mai știu eu ce, și sunt lucruri pe care le cumpăr SH, de exemplu, de cele mai multe ori obiectivele foto le cumpăr SH tocmai pentru că nu se schimbă foarte multe de-a lungul anului, adică foarte rar, odată la, nu știu, 4-5 ani se schimbă obiectivul și atunci, adică să se schimbe ceva din punct de vedere lentilă și așa mai departe și atunci e același obiectiv, de ce nu l-aș lua SH dacă cineva oricum îl vinde. Bun, acestea am deraiat puțin. Acestea sunt investiții pe care le fac din punct de vedere fizic și al aspectului. Alte investiții ar fi cu siguranță investiții pentru starea ta de bine și cred că sunt extraordinar de importante, de la aromaterapie și chiar investesc foarte mult în aromaterapie, conuri, backflow, conuri normale, bețișoare, uleiuri esențiale, lumânări și așa mai departe, investesc foarte mult în zona asta, palo santo, tămâie, cărbuni, tot. Chiar cheltui niște bănuți. Bine, nu foarte mult, dar nu vă imaginați că sunt sute de milioane pe aromaterapie, dar totuși sunt niște bani cheltuiți. Și îmi place pentru că pentru mine este o stare de bine. Iarăși cheltui bani pe viniluri, pentru că îmi place foarte mult muzica și îmi place muzica să o ascult la vinil. Din nou, este o chestie pentru starea mea de bine. Flori, îmi place să cumpăr flori foarte mult, îmi place să am flori în casă, plante, pentru că îmi dă o stare de bine și cred că, în general, aceste lucruri pentru casă, home deco și tot ce ține de spațiul în care trăiești, este o investiție pe care chiar trebuie să o faci pentru tine. Noi nu realizăm cât de mult suntem influențați de spațiul în care trăim, în care lucrăm, în care locuim. Sunt foarte multe tehnici pe care și eu acum le învăț legate de a-ți aranja spațiul de lucru în așa fel încât să fii productiv, a-ți aranja dormitorul în așa fel încât să dormi mai bine, sufrageria, așa și mai, adică sunt peste tot. Putem să ne aranjăm spațiu și să ne creăm un spațiu în care noi să fim cei mai, să zic așa, eficienți, echilibrați și bine dispuși. Și cred că este important să investim în toate lucrurile astea.
Apoi investesc în cărți foarte mult, mai ales în ultima perioadă am cumpărat foarte multe cărți. Îmi place să citesc, culmea, dacă m-ar auzi profa de română din școală, din liceu, ar fi cea mai fericită și ar zice, finally, Laura, Doamne, nu-mi plăcea în liceu să citesc deloc, dar deloc. Iar acum aș mânca cărți pe pâine și îmi pare rău că nu am atât de mult timp să citesc cât de mult mi-ar plăcea să citesc, dar aș citi non-stop dacă aș putea, atât de mult îmi place. Și investesc în cărți, da, și cărți de dezvoltare personală și cărți despre anumite lucruri, de exemplu, anxietate. Am luat acum o carte interesantă despre anxietate și abia aștept să o citesc să văd cum este. Pentru că sunt lucruri care cumva mă apasă sau sunt lucruri pe care vreau să le descoper, să le învăț. Citesc și beletristică. Dar recunosc că în ultimii 2 ani am avut așa o perioadă în care am citit mai mult cărți de dezvoltare personală și cumva zona aceasta de spiritualitate și cumva suflet și minte. Am fost mai interesată de zona asta, dar citesc și cărți de beletristică și am chiar și câțiva autori preferați. Așa că și cărțile sunt ceva în care cu siguranță voi investi și în viitorul apropiat. Alte investiții ar fi cursuri, de exemplu cum am făcut cursul de designer de interior, pentru că am niște planuri drăguțe, ca să zic așa, și am vrut să fac acest curs. Și cred că întotdeauna este bine să investim în cursuri și să investim în noi, în cariera noastră, să învățăm constant și să investim în educația noastră din prima clipă și de prima dată când avem această șansă. Chiar este important să investim în educație. Și cu siguranță și în viitor voi investi pe zona de workshop-uri, cursuri, webinarii și așa mai departe, pentru că cred foarte mult în educație și cred că toți ar trebui să credem în educație. Cam astea ar fi, ca să zic așa, lucrurile în care eu consider că trebuie să investim. De asemenea, trebuie să investim timp pentru noi și foarte multă iubire pentru noi. Cumva trebuie să avem grijă și să investim în noi, ca să zic așa, 360. De la exterior, la interior, la spațiul în care trăim și mediul în care lucrăm, la educație și să ne gândim, evident, la viitorul nostru. Și aici intră clar și investiții financiare și business-uri. Un lucru despre care spun eu că ar fi drăguț să vorbim într-un alt clip, pentru că și acolo consider eu că este o zonă așa mai largă și care poate fi foarte frumos aprofundată, dar da, cam asta ar fi despre investitul în sine, în ce consider eu că trebuie o persoană, o femeie, să investească, dar nu numai femeile, oricine consider că ar putea să investească în lucrurile astea. Ideea este că e foarte, foarte important să ai grijă de tine, să investești în tine și, deși poate sună ciudat, dar tu chiar ești cea mai importantă persoană din viața ta, chiar și până peste copilul tău. Și vă zic și de ce. Pentru că dacă tu nu ești bine, tu nu ai cum să fii bine pentru copilul tău. Tu nu ai cum să-i oferi lucrurile de care are nevoie copilului tău. Dacă tu nu te iubești, dacă tu nu ești plină de iubire și nu ești bine cu tine, tu nu-i poți oferi acea iubire frumoasă copilului tău. Dacă tu nu ai o stare bună, tu nu îi poți oferi acea stare bună copilului tău. Dacă tu nu ai o stimă de sine bună și o senzație, așa, o energie bună, tu nu poți să-ți înveți copilul să își creeze acea stare și acea energie. Și de aceea cred că suntem cea mai importantă persoană din viața noastră și întotdeauna trebuie să ne punem pe primul loc și să avem grijă de noi, ca apoi să putem să oferim și celor din jur. Și credeți-mă că dacă aveți grijă de voi și investiți în voi, chiar o să oferiți foarte, foarte multe lucruri celor din jur, o să serviți lumea înconjurătoare, așa cum vă spuneam, și o să aveți foarte multe resurse pentru oamenii din jurul vostru și chiar o să le fiți de ajutor. Pentru că dacă voi sunteți bine și cei din jurul vostru sunt bine. Bun, sper că v-a plăcut acest clip. De multe ori am zis să vorbesc puțin despre ideea aceasta de a investi în noi și cum să investim la propriu, ce putem face. Dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii. Desigur, alte sugestii de clipuri pe care ați vrea să le abordăm sau, mă rog, de subiecte pe care ați vrea să le abordăm, la fel, le aștept în comentarii. Dacă nu v-ați abonat deja la acest canal, o să vă invit să o faceți și, desigur, să mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok, Laura Mușuraia, iar noi ne revedem marți cu un nou clip. Pa, pa!